dimineața ești la colțul lui Lau și eu sunt Lau. Mai după ce în weekendul ăsta, mă rog, duminică, am avut parte de un mezociclon. N-am înțeles mare plânsăgeză. Ceva ce se alimentează cu căldură. Avem și noi un fel de început de tornade. Se pare că sinistru educației a suferit din nou o comoție și reciclează, ei sunt vinovați, inspectorii școlari. Au spus că sunt cam mulți, trebuie mai puțini și mai cunoscători. În sensul că un inspector școlar nu va mai fi doar pe o materie, ci pe mai multe conexe. În sensul că ăla de matematică va fi inspector de fizică, chimie, biologie. Și clar, a suferit o comoție. L-a lovit furtuna de la distanță. Sau mai este o legătură. Doresc să dorește să depășească pe Abraham Burica. Știți voi cine e Abraham Burica? A mai fost ea pe firmament de vreo câteva ori. A făcut numai lucruri bune. Dar acest pop-top e super califragilistic. Eu aș da următoarea idee. Desfințează învățământul. În momentul în care se deșteaptă lumea, aveți o problemă electorală. Vă dispar votanții. Dar ce să-i faci? Asta e pop top. Sau pop the dark one. Oricum, să sperăm că nu o să aibă viață lungă individul, dar nu vom ști niciodată. Oricum, țara asta merge într-o direcție greșită, precum acest canal de YouTube. Bine, astea fiind spuse, eu îmi închei plădoaria asta și până data viitoare știți voi ce să faceți cu butoanele. Lau, vă salut. Hai, să fiți copii.